Dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi alături de noi este Alexandrina Carmen Ene, o dragă prietenă, psihoterapeut, doctor în psihologie, a studiat psihopatologie clinică și psihanaliză la Universitatea Sorbona din Paris. Și astăzi ne-am propus noi, așa cum foarte frumos spunea și Alexandrina într-o postare pe Facebook, ne-am propus să facem un soi de incursiune în lumea traumei, în lumea rănilor emoționale, a abuzurilor de tot felul, să spunem, a narcisismului parental, care o să vedem are legătură cu neglijența emoțională din copilărie, și bineînțeles că avem o, aș spune, un soi de bibliografie a acestei discuții, pentru că vom pomeni și cartea lui Pete Walker, Recuperarea în urma abuzurilor, a traumei și a neglijenței emoționale din copilărie, bineînțeles PTSD, da? Tulburarea de stres post-traumatică, de asemenea cartea lui Stephanie Krisberg, Fiicele adulte ale mamelor narcisiste, dar bineînțeles și cartea lui James Hollis, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Așadar, Alexandrina, ce înseamnă o traumă psihică și cum o recunoaștem? Mă bucur să fiu aici, alături de tine, Sorin, și de editura Herald. Și dacă este să dau o definiție a traumei psihice, trauma psihică este o rănire psihică extrem de puternică, da? Care însoțește de obicei un eveniment traumatic. Deci trauma psihică însoțește un eveniment traumatic. Ce înseamnă eveniment traumatic? Eveniment de o intensitate foarte mare, amenințător, care pune în pericol supraviețuirea individului și la care are senzația că este atât de copleșitoare această experiență, acest eveniment, încât nu se poate adapta la ea într-o manieră în care să simtă că poate să scape cumva. Fie că atacă, are capacitatea de a se opune prin forță și a ieși prin atac sau prin fugă. Deci, practic, o traumă psihică corelează cu senzația n-am nicio ieșire de aici. Sigur o să mor. E mai mult ca sigur că nu e nimic care să mă poată salva din această situație. E adevărat că nu toate evenimentele traumatice, acestea care pun în pericol, într-adevăr, supraviețuirea, generează traume, dar asta este o altă poveste. Pot să fie extrem de stresante, dar dacă persoana respectivă are niște resurse sau un context social susținător, poate să nu dezvolte o traumă în urma unui eveniment traumatic. De asta și țin să precizez că nu orice eveniment traumatic poate genera o traumă psihică. Bine, și traumele pot fi și ele simple, complexe, simple, mici, mari, generate de un eveniment izolat la care omul a avut senzația că nu are nicio cale de ieșire și că sigur, sigur o să moară, supraviețuirea lui este în pericol. Pot fi traume complexe, adică traume care presupun repetiția evenimentului traumatic și repetiția acestei senzații de copleșitor la care nu mă pot adapta, nu pot ieși, nu există nicio cale de supraviețuire. Pentru că pomeneam puțin mai devreme de cartea lui Pete Walker despre tulburarea de stres post-traumatic, PTSD, despre traumă și abuzurile de tot felul, pentru că vorbim de mai multe forme de abuz, nu doar despre violența fizică și mai ales despre neglijența emoțională din copilărie. El are un concept și aș vrea să-l înțelegem și să-l definim pentru cei care ne urmăresc, acela de flashback emoțional. Ce se înțelege prin flashback emoțional și care este legătura dintre flashback-ul emoțional și disociere? Ok, o să pornesc în a
nuanța aceste concepte care pot să fie extrem de dificil de înțeles și de cuprins, mai ales de cei care nu sunt neapărat specialiști în domeniul psihologic, prin a spune că o traumă psihică, da, adică această senzație că nu am nicio cale de ieșire din pericol și că sigur nu am cum să supraviețuiesc, dar în momentul în care ajung să trăiesc ca și cum nu am nicio cale de ieșire și nu o să supraviețuiesc, atunci șansele sunt foarte mari, da, să mă disociez ca să pot face față elementelor chimice, să nu fac atac de corzi în momentul ăla, pentru că stresul poate să fie atât de puternic, nivelul de cortizol și de adrenalină ajung să dobândească o intensitate foarte mare și chimică, biologică, și atunci este această găselniță a biologiei umane de a se disocia. Și ce înseamnă disociere? Fragmentare, fărâmițare, mă împart în două. O parte care se identifică cu acel agresor, fie că e un agresor fenomen natural, cu acea putere năvalnică a agresorului, și o parte care se rămâne în starea de neajutorare, de freezing, de copil care nu are nicio ieșire. Practic, disocierea este, dacă vrei tu, îți pot da un exemplu din natură, pentru că natura ne ajută să înțelegem poate Exact. aceste nuanțe ale psihologiei și ale funcționării interne. Disocierea este ca și cum ai fi un fel de gușter care, în momentul în care se apropie prădătorul de tine, îți dai drumul la coadă, adică efectiv o rupi de tine ca să poți să supraviețuiești. Pentru că altfel, dacă te prinde cu totul, da, prădătorul respectiv, n-ai nicio șansă. Atunci, practic, gușterul a găsit această modalitate de a se proteja, de a ieși din situațiile acestea de atac prin a renunța la o parte din corpul lui. Disocierea înseamnă renunț la o parte din corpul meu psihologic, dacă vrei. Renunț la o parte din ceea ce sunt eu pe dinăuntru. Adică sentimentul de identitate de sine unitară nu mai există pentru moment. Și atunci, practic, se produce această disociere, această fragmentare ca la gușter, doar că e o fragmentare internă, psihologică, între o parte care e puternică și care se identifică cu agresorul, fie că e un fenomen natural, un incendiu, o inundație, o izbucnire de vulcan, să zicem, fie că este un agresor uman sau un agresor animal. Un agresor uman sare cineva la mine și mă amenință că mă omoară și efectiv este mult mai puternic fizic, sau agresor animal, dintr-o dată mă trezesc cu un urs în față și este de 10 ori mai mare decât mine, de 10 ori, cum să-i fac eu față? Păi am această găselniță a biologiei mele ca să facă față acestei panici extrem de mari, care însoțește de obicei prezența unui factor atât de copleșitor și care îmi pune în pericol supraviețuirea. Și această găselniță este, o parte dacă vrei, o parte se identifică cu ursul și altă parte rămâne acel copil neajutorat, speriat și cu senzația că nu am nicio cale de ieșire de aici, nu am cum să scap cu viață de aici. Flashback emoțional înseamnă, practic, dacă e să reproduc definiția pe care o dă Pete Walker, este un fel de regresie subită a adultului la o vârstă emoțională de copil, în momentul în care apare un pericol, fie că este real, fie că este doar imaginat. Flashback-ul emoțional arată că suntem în prezența unei reactivări traumatice și dacă este să dau un exemplu dintr-o altă carte pe care n-ai menționat-o
Și am putea să o menționăm, să luăm exemplu de acolo și să mergem cu toate aceste concepte pe exemplu respectiv. Și mă refer la exemplu pe care îl dă Raja Selvam în Corporalizarea corporalizarea emoțiilor. emoțiilor. El dă un exemplu la începutul cărții a unei fete, Petra o cheamă, care de la 7 ani a început să aibă niște atacuri de panică teribile, care i-au incapacitat viața în așa măsură încât pe la 21 de ani ajunsese să doarmă și câte 12 ore pe zi și să nu poată să iasă din casă. În fine, viața ei era o viață mai de legumă, așa am putea spune, pentru că ceva Exact. din interiorul ei a preluat controlul și îi sărăcea practic existența în felul ăsta, fără să poată pune punctul pe i, și chiar dacă a trecut prin două tranșe analitice. Deci chiar dacă a trecut prin două tranșe analitice, Petra era în continuare, până la momentul în care l-a întâlnit pe Raja Selvam, în această reactivare traumatică a ceva ce nu se știa ce este. Pentru că ea, de la 7 ani, a auzit dintr-o dată ca și cum ceva din burtă, din abdomen, îi spune: e timpul pentru tine să mori. Și în momentul în care a apărut această voce care părea că îi spune că e timpul să moară, evident că a început să dezvolte atacuri de panică și orice tip de abordare, până la abordarea pe care o propune Raja Selvam, a apărut să nu dea niciun fel de rezultat. Și acum, ca să revenim la flashback emoțional și la conceptul lui Pete Walker, practic, ce s-a întâmplat cu Petra la 7 ani când a auzit această voce care parcă îi spunea că e momentul să moară? Ea era într-un flashback emoțional, adică regresase subit la o vârstă și mai veche, la o vârstă anterioară în care s-a întâmplat ceva, un ceva traumatic, copleșitor, la care a avut senzația că supraviețuirea ei este pusă în pericol și s-a dus înspre această reacția biologică specifică despre care am vorbit mai devreme, pe care o întâlnim și la gușter, de disociere fragmentare. Da, disociere într-o parte care parcă ar fi vrut să o omoare, extrem de puternică, și o parte prins, înghețată în această panică. Da? Practic, flashback emoțional înseamnă să regresez subit la o vârstă anterioară în care am trăit ceva traumatic, de parcă aș fi la vârsta respectivă. Adică, dacă eu aș avea un flashback emoțional acum cu tine, Sorin, tu ai putea să zicem să vezi că dintr-o dată mă comport așa. Aoleu, ce se întâmplă cu mine? Vai, nu pot să nimic, nu mai sunt în stare, ce e aici? Și poate că acolo ar fi, să zicem, o reactivare traumatică a unui moment când am fost scoasă la tablă, la 7-8 ani, și când m-am pierdut în fața învățătoarei și ea a venit cu rigla la mine și mi-a zis: întinde palma. Hai, întinde palma acum. Întinde palma acum. Și am întins palma și a început să mă lovească. Asta înseamnă flashback emoțional. Cum ajung copiii să fie traumatizați? Prin ce fel de atitudini și comportamente parentale? Pe care de altfel le spune și Stephanie Krisberg în cartea Ficele adulte ale mamelor narcisiste, dar și Pete Walker în cartea despre neglijența emoțională. Sigur, sunt mult mai multe
modalități, pentru că dacă vrei, mai facem referire la o carte publicată la editura Herald a lui Gabor Mate, Mitul Normalității. Există cel puțin două tipuri de traume, trauma cu T mic și trauma cu T mare. Trauma cu T mare o putem recunoaște cu toții. Este atât de vizibilă, cel puțin în societatea contemporană, că acum secole nu cred că putea fi recunoscută, era considerată o normalitate. Trauma cu T mare înseamnă nu faci ca mine, te lovesc. Nu faci ca mine, țip la tine. Și sunt de Te 10 ori mai abuzez. mare decât tine. Da, mai ales dacă este vorba despre un părinte, un adult și un copil. Asta este trauma cu T mare. Ține de o formă de violență fizică sau verbală pe care o poate recunoaște oricine din partea părintelui sau a unui adult care e de 10 ori mai mare și fizic, adică e o disproporție între piciulina sau piciu, copilașul care nu are acea forță fizică încât să poată să atace, deși unii copii fac și asta. Eu am văzut scene în care copilul încearcă să prindă de mâini părintele să nu-l mai lovească sau începe să alerge în jurul mesei, prin casă, să nu-l prindă. Și asta e o reacție adaptativă, aș spune eu. E o reacție foarte bună la un copil dacă nu se resemnează imediat și se lasă lovit imediat, dacă încearcă să reacționeze. Asta e un semn bun, are un elan vital sănătos acolo și are toate șansele să poată să învețe cum să se apere mai târziu, să se protejeze, cea mai periculoasă fiind reacție la traumă, fiind freezing-ul, da? Ajungem acolo. De acolo. Trauma cu T mic este o traumă care se întâmplă în mod repetat și care este mai puțin vizibilă, mai greu de identificat. Și de ce este mai greu de identificat? Pentru că uneori este prin trauma aceasta pe care e greu să o vedem, pentru că sunt mulți oameni care vor spune: "A, păi, dar eu am avut cea mai fericită copilărie de pe lume. Nu mi-a lipsit nimic. Am avut tot ce-mi trebuia. Ai mei erau intelectuali, aveau salarii bune, îmi aduceau tot ce aveam nevoie, mă îngrijau." Și cum de nu te simți bine acum în pielea ta? Cum de îți este greu cu tine acum? Cum de te doare atât de tare din moment ce spui că ai avut o copilărie atât de fericită? Și aici ajungem la paradoxul pe care îl pune în scenă și Gabor Mate, de construcția din trei întrebări a mitului copilăriei fericite. Dar evident aici este și un dozaj pe care părintele nu există părinți perfecți. Dozajul în care părintele a întâlnit și s-a acordat nevoilor copilului e mai important decât dacă au fost și elemente de derapaj. Trauma cu T mic înseamnă de multe ori și ce am avut atât de mare nevoie să primesc copil fiind și n-am primit. Susținere, sprijin, recunoașterea emoțiilor, îngrijirea afectivă, să simt că mama și tata își fac loc pentru mine, sunt curioși să-mi descopere lumea, să vadă ce trăiesc, ce se întâmplă în universul meu, care sunt experiențele mele și cum le văd eu, cum tind eu să le interpretez. Deci, când părintele se așteaptă ca un copil să se adapteze la lumea lui, mai degrabă decât el să se adapteze la lumea celui mic, acolo putem să spunem că sunt deja premisele unor forme de abuz. Dar Stephanie Crisberg merge mai departe și face referire la multe forme de astfel de traume cu T mic rezultate în urma unor
abuzuri mai puțin conștiente, la fel și Pete Walker, remarcă această neglijență afectivă a părintelui. Tatăl neimplicat, de exemplu, care în loc să protejeze cuibul familial, își vede de viața lui și mama ajunge să fie automat mai puțin disponibilă pentru copii când e nevoie să se ocupe de toate și de toate lucrurile, de prin casă, de organizat, să-i și crească, să-i ducă și la grădiniță. E atât de mult încât nu mai poate. Și el, să zicem, spune, păi da, asta e rolul tău, femeie, să te ocupi de asta, pe mine nu mă interesează. Și mai adaugă după aceea și ceva de genul, poate, dacă faci așa cum faci acum, e numai din vina ta. Tu l-ai crescut așa. Păi, tu unde ai fost? N-ai fost și tu acolo? Adică, neglijența afectivă, ce înseamnă neglijența afectivă, de fapt? Înseamnă să fiu mai preocupat de fie de ce se întâmplă în viața mea de zi cu zi și de emoțiile mele și de ce se întâmplă cu mine și să fiu preocupat de lumea mea de adult mai mult decât lumea celui mic. Sau de propria Să persoană. nu. Exact, și aici ajungem la narcisism. Dar narcisismul este și el un simptom al traumatizării părintelui. Niciun părinte nu e narcisic dintr-o prea mare fericire sau dintr-un prea mare egoism, cum ar fi tentați unii oameni să spună. Deși poate să pară din exterior ca o formă de egoism. Exact. Narcisismul parental este un simptom al unei dureri la fel de vechi a copilului, care s-a instalat atât de profund și la toate nivelurile funcționării sale, în așa fel încât doar ani și ani de terapie pot duce spre o reparentare a părintelui, în așa fel încât el să ajungă să își adreseze aceste flashback-uri emoționale despre care am vorbit, să regreseze mai puțin în relație cu copilul lui, adică să fie mai puțin copil needy, copil în nevoie în relație cu copilul lui. Că asta e o altă traumă. Eu sunt copilul aici care are nevoie ca tu să înțelegi, tu să fii acolo pentru mine, tu să mă vezi. Să-i cer asta copilului tău când el nu poate, nu este echipat biologic și chimic și nici la nivel de sistem nervos central. Nu este echipat pentru asta, nu are capacitatea asta. El are nevoie ca să poată să crească matur emoțional, are nevoie de susținerea ta. Dar tu când una, două te duci spre un flashback emoțional și regresezi și devii tu copilul în relație cu copilul Cu tău, propriul te copil, da. disociezi și proiectezi asupra lui tot ce ai fi, n-ai avut sau ai avut într-o manieră toxică în copilăria ta. Iată, așa ajungem la mama trage cortina, mama care se retrage emoțional în momentul în care copilul are poate un tantrum sau e un tantrum pentru că a întâlnit un nu. Și atunci mama trage cortina, nu întâmplător denumită așa de Stephanie Crisberg, au încercat să realizeze niște tipologii ale narcisismului mater. Mama trage cortina este mama care una, două, dacă nu faci ca ea, dacă nu Vei te suporta supui, consecințele. se supără. Și își Exact. retrage afecțiunea, te Afecțiunea, duce la da. distanță și te lasă pe tine care încă nu poți să faci față copleșitorului emoțiilor tale, te lasă pe tine singur cu emoțiile tale și nu știi ce să faci cu ele. Că ea s-a dus la distanță, dar s-a dus la distanță pentru că a trăit și ea asta în relație cu un părinte sau cu mediul primilor ani, a trăit și ea asta. A văzut și ea ce înseamnă și a simțit cu toți sporii ființei sale ce înseamnă să nu fii susținut
afectiv de părintele tău și reproduce în relația cu copilul ei. Mama trage cortina, mama vulcan, da, mama care vine peste tine cu emoțiile ei, numai despre emoțiile ei. Este adevărat, da. Nu vede că poate și tu, copil fiind, ai nevoie să o exprimi. Este despre ea. Adică încerci și tu să spui, a, păi nu mi-a fost foarte ușor la școală astăzi, că uite, X a râs de mine. Și ea zice, a, păi și tu, așa te-am crescut eu pe tine, să te comporți în felul ăsta, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine că, uite și tu, stai acolo să îți mănânce toți câinii din traistă și nu știi și tu să te comporți ca toți ceilalți copii care, adică vine cu emoția ei de iritare, furie, că nu regăsește în copilul ei ceea ce și-ar fi dorit, o imagine de copil ideal, vine peste copilul ăsta și îi sufocă orice tentativă de a exprima ce se întâmplă cu el și ce trăiește el în mica lui lume. Mama, de exemplu, mama, e numai vina ta. E numai vina ta. Asta o întâlnim și o întâlnim și la adulți. Ne dăm seama când se duc în flashback-ul emoțional, care are ca punct de plecare o identificare cu o mamă de genul ăsta. Ai luat notă mică, e vina ta. Te-ai certat cu X, ai făcut tu ceva. Sigur, ai făcut tu ceva. Nu se poate. S-a întâmplat să îți murdărești hăinuța. Oh, n-ai fost atent, e numai vina ta. E numai vina ta. Mă simt rău, mă simt rău. Din cauza ta mă simt rău că, uite, n-ai fost cu minte. Asta e mama. Toate sunt din vina ta a copilului. O altă tipologie narcisică de mamă, la care faci referire atât de frumos și Stefanie Crisberg. Ce presupune recuperarea traumatică? Recuperarea traumatică poate fi făcută prin, în momentul de față avem atâtea variante, inclusiv eu am creat o metodă, conturul psihologice, care are în centru această recuperare traumatică. Și sunt foarte multe modalități, da? Fie prin terapie, dar și aici sunt foarte multe școli de terapie, fie prin grupuri, terapie de grup, terapie individuală. Se poate face recuperarea traumatică numai în prezența cuiva care poate se cunoaște suficient de bine, are studii de specialitate cu privire la ce înseamnă traumă. Și flashback emoțional și toate elementele astea, le poate recunoaște în sine și a vizitat copilăria și traumele și abuzurile la care a fost supus, pentru că e imposibil să nu avem măcar un, să nu găsim în ograda copilăriei noastre vreo formă de abuz, cum ar fi, de exemplu, ridicatul tonului la școală sau asta. E imposibil să nu găsim. Specialistul care are, să zicem, o terapie individuală la rândul lui destul de solidă, studii de specialitate la fel de întemeiate, în așa fel încât să știe ce e aia traumă și să poată să o recunoască, dar să poată să o recunoască și pentru că poate să o recunoască în el și poate să vadă în el când sunt aceste flashback-uri emoționale dacă apar și dacă mai apar, și să poată să se ducă spre o formă de integrare, da? Regresiile sunt mai puține sau dacă sunt adresate printr-o formă de prezență conștientă pe măsură ce ele apar. Dar vreau să mă opresc asupra uneia dintre toate aceste tipologii de recuperare traumatică, cea propusă de Raja Selvam, încorporalizarea emoțiilor, care este, să zicem, o metodă mai degrabă somatică, care presupune, ce presupune corporalizarea emoțiilor? Să înveți cu ajutorul unui specialist să faci loc mai mult în corpul tău, în cât mai multe zone din corpul tău, emoției să fie, pentru că ea tinde din
Flashback-ul emoțional și reactivarea traumatică presupun, să zicem, faptul că tu vezi că s-a densificat o experiență și a tins să se localizeze senzația asociată ei într-o parte din corp. Raja Selvam propune, practic, ca în prezența unui ghid, învățător, specialist în corporalizarea emoțiilor, să te duci pornind de la o situație concretă de astăzi, spre situația de altă dată, flashback-ul emoțional, să identifici în corp senzațiile de atunci și emoțiile și să începi să le faci loc în mai multe zone să le dilați, să le faci loc în mai multe zone din creierul și corpul tău, pentru că și în privința emoțiilor, dacă este la fel ca și în privința greutăților, dacă iei o sacoșă de 10 kg doar într-o mână, vei fi dezechilibrat, în vreme ce dacă o dispui greutatea de 10 5 și kg 5. în două sacoșe și le ridici cu ambele brațe, o să ți se pare că e mai ușor. Și asta a descoperit și Raja Selvam, că în momentul în care crește această capacitate de conținere senzorială și emoțională și ne îngăduim mai mult să stăm și să facem loc în tot corpul nostru senzațiilor și emoțiilor asociate unui eveniment traumatic, șansele sunt să putem să trăim cu aceste emoții și să ameliorăm flashback-urile emoționale în timp. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Alexandrina Carmenene, psiholog, doctor în psihologie, psihoterapeut. Cum vă spuneam, a studiat psihopatologie clinică și psihanaliză la Universitatea Sorbona din Paris și iată, am încercat o incursiune, așa cum am spus la începutul discuției noastre, în lumea traumei, a rănilor emoționale, a neglijenței emoționale din copilărie, narcisismul parental, dar și forme de, să le spunem, de recuperare traumatică, iată, din punct de vedere psihosomatic, metoda lui Raja Selvam, foarte succint și foarte bine explicată în cartea sa, Corporalizarea emoțiilor, publicată la editura Herald. De asemenea, mai amintesc, așa cum vă spuneam la început, ca bibliografie și cartea lui Pete Walker, Recuperarea în urma traumei, abuzurilor de tot felul și neglijenței emoționale din copilărie, despre narcisismul parental, Stephanie Crisberg, cartea Fiicele adulte ale mamelor narcisiste, de asemenea și James Hollis, despre rănirea și vindecarea bărbaților în umbra lui Saturn, dar și Raja Selvam, corporalizarea emoțiilor, cărți pe care le găsiți pe site-ul editurii Herald. Mulțumim din suflet, Alexandrina Carmenene, și ne dăm întâlnire la o nouă ediție la Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!